Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumul Spirituale. Și voi începe prin a vă face câteva anunțuri. Unul vi l-am adus la cunoștință și ieri și vi-l repet toată săptămâna până vineri inclusiv, pentru că vineri va avea loc. Vineri la ora 17 ne vom întâlni cu un alt preasfințitul părinte, dr. Teodosie Petrescu, la Biserica Buna Vestire în Năvodari, pentru a săvârși maslu de obște. Știți bine că în oraș avem acest bun și frumos și nădăjduim, iată, și de folos obicei, nu? Să mergem în fiecare biserică din Năvodari, toți preoții, să ne adunăm pentru a săvârși sfânta taină a maslului. Iată, vineri, cu acest prilej va fi în mijlocul nostru și în al preasfințitul părinte Teodosie. Tot legat de Biserica Buna Vestire, această parohie organizează un pelerinaj în luna mai, la sfârșitul lunii, un pelerinaj la locurile sfinte. Mai sunt doar câteva locuri. Sunteți așteptați pentru a vă înscrie, pentru a lua informații la pangarul bisericii. Cei care gândiți că vreți și puteți, noi vă sfătuim, este de mare folos, o să vă fie de bine acest pelerinaj. Așa că mergeți la biserică, la Buna Vestire, luați informații, o să mă îmbogățesc și eu în informații mai multe și în emisiunile următoare cu siguranță vă voi spune mai multe despre acest pelerinaj. Reținem, deci, pelerinaj la locurile sfinte, maslu de obște cu un alt preasfințitul, la Biserica Buna Vestire. Cât privește pelerinajul pe care îl vom organiza noi, Biserica Sfântul Nicolae, în această primăvară, în aprilie, 16-19 aprilie, este un pelerinaj, m-a întrebat cineva, a spus, părinte, dar n-am știut că organizați pelerinaje. Zic, da, în fiecare primăvară, în fiecare toamnă organizăm unul înspre mănăstirea Prislop și împrejurim, asta primăvara, și unul toamna cu Vioasa Parascheva și împrejurimile. Așa se face că pe 16 vom pleca către Sibiu, vom înopta acolo, iar a doua zi, pe 17, vom merge să ne închinăm la mormântul părintelui Asenie Boca, după care în drumul spre Arad vom vizita Biserica Densu și Ulpia Traiana Sarmizegetuza, este chiar pe drumul către. Vom ajunge, în funcție și de timpul pe care îl vom avea, să vizităm și mănăstirea Hodoș Bodrog, Catedrala din Arad, și acolo ne vom caza. În drum a treia zi, să spunem, a pelerinajului către sud, tot în Banat, vom vizita Călugăr, Almășpudna, vom lua pe Valea Cernei, un peisaj minunat, și vom vizita Tismana, după care ne vom opri la Târgu Jiu, unde vom putea vedea, iată, pe Calea Eroilor și edificiul minunat al lui Brâncuș, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coroana Infinitului. Iar ultima zi spre casă vom vizita, pentru că e drumul lung, o singură mănăstire, Mănăstirea Cotmeana. O să ne bucurăm cu ajutorul lui Dumnezeu de aceste locuri minunate în care ne vom ruga. Vă așteptăm, cei care doriți, să vă înscrieți la Biserica Sfântul Nicolae. Iată o primăvară plină de evenimente și vor mai fi. Vă vom ține la curent. Rămăsesem să discutăm despre minciună. Urâtă este înaintea lui Dumnezeu. Copilul nu cunoaște minciuna, la fel și sufletul care nu are viclenie. E debordantă de multe ori sinceritatea unui copil.
care uneori te surprinde că spune din casă. Spune lucruri pe care ai vrea să le ții în intimitatea casnică. Se întâmplă astfel de lucruri. Mi-aduc aminte că, mică fiind fiica mea, doream să facem o surpriză bunicului și a asistat la discuția cu pricina dintre mine și soție. Ea a înregistrat foarte bine absolut tot cu lux de amănunte și până să vină evenimentul, întâlnindu-ne cu bunicul, a spus tot. A spus tot și a stricat surpriza. La acel moment, firește că a trebuit să luăm puțin atitudine și să-i spunem: tăticule, surpriza trebuie să rămână surpriză, nu înțelegea. Ea știa că nu e frumos, nu e de folos, nu e bine să minți. Era de a să mintă, nu spuneai minciună, tăceai. Am făcut această prezentare pentru, o să vedeți de ce, pentru a vedea că de fapt între adevăr și minciună mai există o stare, tăcere. Tăcerea care evită postura greșită în care te poți spune. Dacă spun adevărul, de multe ori oamenii zic asta: părinte, dacă aș spune adevărul, aș supăra. Dacă aș spune o minciună, aș supăra. Și atunci, bine, e firesc că atunci când spui o minciună, super cu siguranță, întâi de toate pe Dumnezeu. Dar motivarea minciunii de multe ori vine de această manieră: nu pot să spun adevărul că supăr. Atunci taci. Nu trebuie neapărat să vorbești. Dar și tăcerea poate să fie interpretată și tăcerea e un răspuns, știți dumneavoastră. Da, dar oricum nu poți fi tu acuzat că ai spus o minciună. Și nici acel adevăr, vezi, Doamne, incriminant poate pentru cineva, deci care ar supăra în vreun fel, nu a fost de tine spus. Așa și copilul în situația comună, să spunem de acum, de fapt prezentată puțin mai devreme, nu mințea dacă tăcea. Tăcea. Atât. Pe de altă parte, iată unul din motivele pentru care Dumnezeu îi fericește pe cei asemeni copiilor. Știm bine, atunci când ne-a invitat, de fapt, nu numai pe apostol, ci și pe noi pe toți, să lăsăm copiii să vină către El. Că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Ca a celor care sunt asemeni copiilor. Adică curați la inimă. Fără de vicleșug, fără pornirea aceasta urâtă către a minți. Suflete care nu au viclenie. Acestea sunt sufletele plăcute lui Dumnezeu. Dar de fapt nu numai lui Dumnezeu, ci și omului. Omul curat la inimă este drag omului. Când nu ai vicleșug, când vorbești pe față, simplu, fără două înțelesuri, fără intenții ascunse, fără, atunci n-ai cum să nu cucerești. De fapt, de ce cucerești? Pentru că te comporți hristic. Și omul, însetat de Hristos, îl descoperă în tine. Îl descoperă în tine și astfel te îndrăgește. De multe ori ne surprindem că prețuim la oameni simpli curățenia și profunzimea. Și curățenia și profunzimea pe care o dau sinceritate, cumințenia, lipsa de vicleșug. Cel care va grăi o minciună, spune Sfântul Paisie, trebuie să aibă o ținere de minte
de excepție. Că s-ar putea ca minciunea ta să fie nevoie să mai spui și altă dată. Și dacă nu o spui exact cum ai spus-o prima dată, s-ar putea să fii spus, să fii prins cu minciuna. Bună este ținerea de minte, capacitatea omului de a înmagazina. Da, înmagazina informații. Însă, de ce să băgăm virus pe acel hard? Ca el să nici nu funcționeze mai apoi bine. Hai să băgăm doar informație curată. Și astfel, ținerea de minte ne va folosi cum se cuvine. În momentul în care cauți să fixezi bine minciuna în minte, știi? Sunt unii oameni care premeditează foarte mult minciuna. Mă duc, mă întâlnesc cu cutare om și îi voi spune așa. Și îi voi spune așa, 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 așa. Deci îi voi spune așa, 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 așa. Repetă. Repetă până fixează. Până fixează și de fapt caută să ajungă să creadă minciuna pe care a zis-o. Ca să fie și credibil și ca mai apoi, când poate altă dată o mai rostește, să nu se devoaleze pe sine că ar fi mințit atunci, inițial. Să grăiești adevărul ție însuți și atunci vei vedea că nu poți să spui minciuni nimănui. Bine, în situația în care, într-adevăr, conștiința este una vie, dacă omul are conștiință vie și poate să relateze un eveniment trunchiat cu o minciună sau netrunchiat, zicând adevărul, și el cunoaște adevărul pe care, iată, și-l mărturisește, vorbește cu sine, atunci realizează cât este de nocivă însăși minciuna sa. Dar trebuie făcut acest exercițiu la care, iată, Sfântul Paisia Ghiuritul ne invită. Ai de gând să spui o minciună? Spune-ți ție adevărul. O dată, de două ori, de trei ori. Și ai să vezi că n-ai să mai poți spune minciună. De ce? Cine este adevărul? Hristos. În momentul în care mărturisești adevărul, întărești pe Hristos în tine, nu-l alungi. Și de aceea nu vei mai putea, de fapt, să mai spui minciună. Pe de altă parte, mi-am adus aminte de o frântură de discuție la acest subiect cu cineva odinioară, în momentul în care repeți adevărul, el se fixează. Și acel adevăr fixat, repetat, exercițiul de a fi un om al adevărului, te va face pe tine să te obișnuiești tot timpul să fugi de minciună. Se va naște în lăuntrul tău reflexul de a fugi de minciună și de a iubi adevărul cu orice preț. Un om al adevărului va fi un om în Hristos, cu Hristos, pentru Hristos și pentru om și pentru sine. Două lucruri sunt nedespărțite de minciună. Multele făgăduințe și multele îndreptății. Păi da, în momentul în care minți, s-ar putea ca celălalt să se îndoiască și să pună întrebări suplimentare. Și tu făgăduiești, nu? Ce prost obicei au oamenii atunci când mint. Ca să fie credibili, spun pe cuvânt. Așa este. Iată, anumite soiuri de făgăduințe. Deci dau cuvânt. Multe îndreptățiri. Păi da, nu trebuia să fac așa? De asta am făcut așa și așa și așa. Și uite, croșetezi tot felul de creșteri din acestea
în dimensiune a minciunii, care reușește mai apoi să te cuprindă și cuprinzându-te și stăpânindu-te, Hristos să nu mai poată fi cu tine. Da, exact ce spuneam puțin mai devreme, într-un fel. Iată sfat de la Sfântul Paisia Ghioritul. Dacă nu poți să spui adevărul, nu ești obligat să spui minciună. Părinte, ce să fac? Ce s-a întâmplat? Am fost chemat de procurori să dau mărturie că X om a bătut și a omorât pe Y om. Și? Păi da, dar nu e adevărat. Păi și atunci, care e problema? Da, mi se spune să spun că așa. Minciuni. Nu vă mint. Nu, nu, nu. Alea sunt minciuni, zic. Da. Păi și e simplu, nu spui minciuni. Da, mă împing de la spate, mă forțează. Roagă-te tu, tată, fii tu om al adevărului și nu o să-ți facă nimic. Dar mi-e frică de ei. Etena, fie-ți frică doar de Dumnezeu și de a minți înaintea lui Dumnezeu. Deci ce să fac? Să spui adevărul. S-a dus. Și polițiștii, cei care făceau anchetă, scrie, declară. Nu e așa că Cutărescu l-a bătut pe Xulescu? Nu e așa. Scrie cum a fost. Păi nu a fost. Scrie de ce a murit. Păi a murit că a fost bătrân și bolnav. Și uite așa, a scris adevărul. A semnat, a datat, după care a văzut că s-a calmat polițistul și zice: Domnule, dar de ce ați insistat să spună o minciună? Nu, zice, eu n-am insistat să spui o minciună. Eu am vrut să scot adevărul pe care îl credeam din tine. Pentru că dacă ăsta era adevărul, că X l-a ucis pe Y și tu știai și ascundeai, la presiunile mele adevărul ieșea. Părinte, am învățat că, de fapt, polițiștii nu erau rău intenționați, ci căutau să scoată cumva adevărul pe care așa l-au crezut ei. Dar nu s-au tulburat când i-am scris altceva. Au luat de bună declarația mea. Așa se întâmplă și cu oamenii. Chiar dacă vă simțiți poate vreodată presați să mințiți, este un adevăr dorit, minciunea aceea. Spuneți dumneavoastră adevărul și Hristos are grijă de celălalt. Și să dea pace celuilalt, să accepte adevărul și dumitale să-ți dea câștig de cauză în situația aceea de moment. Și chiar dacă vei pierde din pricina adevărului rostit, înaintea lui Hristos vei fi un om câștigat. Pentru că ai jertfit ceea ce ai pierdut, știu eu, prietenie, considerație, orice altceva din partea celorlalți, ai sacrificat acel lucru pentru adevăr. Adevăr spus cu pace. Adevăr care nu trebuie nici împodobit. E foarte important aici. Se întâmplă de multe ori ca unii să mai pună niște floricele la anumite adevăruri. Acele floricele, acele petale, cât de nesemnificative sunt, par, sau împodobitoare, par, sunt adaosuri, sunt ale tale, nu sunt adevărul lui Hristos. Și atunci s-ar putea ca mâine, poi mâine, adevărul astfel împodobit și
livrat, mărturisit, să te poată afecta. Ce este da, da, ce este nu, nu. Asta suntem sfătuiți de Hristos. Când comunicăm, să comunicăm adevărul. Și atunci vom fi în calea Hristos, având viața Hristos în noi. Între minciună și adevăr există calea de ieșire a tăcerii. Exact. Nu? Spuneam și mai devreme. Poți să taci. Nu contează ce crede celălalt. Dacă adevărul mărturisit de tine riscă să omoare pe cineva, să facă rău cuiva, să pricinească un rău nejustificat, există rău justificat, nu? Atunci nu. Taci. Nu spui minciuni. Nici adevăr. Chiar dacă ceilalți se folosesc și zic, de fapt, ca să interpreteze tăcerea ta, să sforțeze mâna cumva, să faci vreo mărturisire cumva din mimică, din gesturi, prin alt mod de a comunica. Atunci când zic, și tăcerea e un răspuns. Trebuie să avem grijă ce simțim, ce gândim și cum ne comportăm. Să nu le răspundem în niciun fel. Și atunci vom rămâne în demnitate, adevărul va fi păzit, minciuna va fi stârpită ca un rău social și ușor, ușor, poate nu va mai fi predată. Că ea se predă din generație în generație. Pedeapsa mincinosului, da, foarte important asta, nu este că nu-l pot să-l mai creadă ceilalți. Ai mințit o dată de două ori, de trei ori, după aia nu mai ești crezut, ci că el nu poate să creadă pe nimeni. El, la rândul său, îi judecă pe ceilalți după portretul lui, portret de mincinos. Și atunci se va îndoi tot timpul. Mare suferință va avea. Tot timpul când aude vreo mărturisire, vreun adevăr rostit de cineva, va fi tare îndoit. Nu prea va crede. Sufletul. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Cu ce alt lucru poate să schimbe un lucru atât de frumos, a cărui asemănare nu se găsește nici în cer, nici pe pământ? Și dacă am eu, omul, atâta frumusețe în suflet, mai am ochi să văd altă frumusețe în lume? Cinstesc o scândură pentru că are imaginea unui împărat sau cărmuitor și nu cinstesc sufletul meu în care Dumnezeu și-a pus chipul lui? În această viață, când vrem să deschidem raiul ca să păstrăm acolo înăuntru sufletul nostru, cu ușurință găsim cheile. Acestea sunt lăsate de Hristos în mâinile fiecărui arhiereu sau preot care ne dezleagă. Dar dacă vine pe neașteptate moarte și murim neîndreptați și nepocăiți și ne pierdem sufletul și intrăm după cum merităm în iad, unde vom mai găsi cheile ca să deschidem iadul ca să elibereze de acolo sufletul nostru? Nu există nicio speranță de eliberare pentru că în iad nu există ceea ce te eliberează în această viață, pocăința. Și dacă sufletul nostru nenorocit este închis în iad,
odată este închis pentru totdeauna. S-a pierdut odată, este pierdut pentru totdeauna. Ne pune înainte importanța pentru noi a sufletului nostru. Sfântul Paisie Aghioritul este clar unul dintre modelele de oameni care trăind pe fața pământului în această lume a reușit să pună preț pe sufletul său și iată, poate nu că a neglijat, dar mai puțin a pus preț pe trupul său. L-a îngrijit. A dus la doctor. A făcut cu smerenie ascultare de cele rânduite de medic spre vindecare, dar cu mult mai mult s-a preocupat de sufletul său. Să nu depuneți toată puterea voastră în lucrurile frumoase de din afară, ci în cultivarea sufletului. Un sfat părintesc pe care Sfântul Paisie Aghioritul îl dă nouă tuturor. Avem un suflet, iată, atât de frumos, care este chipul lui Dumnezeu, frumusețe pe care, cinstind-o cu adevărat, altă frumusețe nu ni s-ar mai părea mai mare, nimic din jurul nostru, decât atunci când reușim și dobândim capacitatea de a vedea altă frumusețe, adică alt chip al lui Dumnezeu în alt cineva. Nu alte lucruri frumoase, ci alte persoane frumoase, purtând și ei și noi chipul lui Dumnezeu. Această conștiință, având-o, reușim și să avem grijă de noi cu adevărat, nu de o manieră narcisistă, ci de o manieră autentic, profundă. Aceea de a da la o parte tot ceea ce înseamnă urâțenie sufletească. Astfel, curățind sufletul, albindu-l, îl vom prezenta cu demnitate în fața Mântuitorului Hristos. Așa cum trupul are nevoie de hrană materială, la fel și sufletul are nevoie de hrană duhovnicească în fiecare zi. Care este hrana duhovnicească? Rugăciune. De suflet să ne îngrijim mai mult, căci este nemuritor. Și de trup care va merge în pământ, să nu purtăm atât de mare grijă, pentru că îl vor mânca viermii. Iată valoarea, sufletul, trupul. Nu se anihilează, că mulți au impresia că se duce în zero această grijă de trup. Nu. Dă-i trupului ce are nevoie. Hrănește-l, odihnește-l, îmbracă-l. Ai grijă de el. Dar problema este că diavolul ce a făcut? A dus preocuparea omului de a se cosmetiza de la suflet la trup. Omul trebuie să aibă această grijă de a cosmetiza, adică de a da la o parte tot ce e urât și a scoate în evidență tot ceea ce este frumos din suflet și nu din trup. Avem la îndemână, după cum ne spune și Sfântul Paisie Aghioritul, iată, doi make-up artiști ai sufletului, arhiereul sau preotul, amândoi duhovnici, să apelăm și astfel să ne pregătim pentru Paști bine cosmetizați. Să luăm aminte să ne fie de folos. Doamne ajută, iubiți credincioși!